Bună ziua, pentru astăzi vreau să coc pâine cu semințe, da? Am o făină integrală, da? Aici am 50 de grame de drojdii. Voi adăuga apa, voi pune un pic de zahăr pentru ca să se ridice. După aia sare, ulei, făină. O să facem o pâinică foarte, foarte gustoasă, da? Am semințe de inci, de floare soarelui. Mai vreți să mai puneți de dovleac sau altceva? Puteți să puneți. O să adăugăm apa călduță. Așa. După care zahărul. Zahăr se pune pentru că se ridice un pic drojdia noastră. Așa. Un pic de sare. Vom amesteca drojdia bine. Nu uitați de sare neapărat, spuneți. Așa. O să lăsăm pe câteva minute. 4-5 minuțele. Și începem să punem tot, da? Făină puneți de care doriți. Eu o să fac făină integrală. Vom pune sarea, cam 7-8 grame, da? Așa, iată făina cum arată. Vom adăuga făina, 450-500 de grame. Amestecăm bine, după care semințele și uleiul, da? Trebuie să fie aluat foarte moale, să știți. Foarte moale. Apa am pus 200-230. Foarte moale trebuie să fie. Nu o faci stare. Așa, mie mi-a ieșit 450 grame de făină, da? Amestecăm bine. Acum merg semințele noastre și ulei. Ulei de care vreți să puneți, o să pun de floare soarelui. Și se amestecă foarte, foarte bine. Lăsăm pentru 20-25 minute să se odihnească și îl punem în ceva. Vedeți, într-o tavă sau pe foaie de copt, da? Iată așa minunat, o să iasă o pâine extraordinară. Iată așa am pus-o pe hârtie, într-o tavă. O lăsăm la crescut. Foarte ușor și simt, pus ulei, am lăsat un pic. Lăsăm să crească și după care nu la cuptor. Hai, vedeți cum arată. Iată, a crescut așa. Acum voi tăia, da, și voi pune niște semințe pe deasupra, așa, peste tot, da, puneți care vreți, le-am spun așa, am încins cuptorul la 160 de grade pentru 45-50 de minute maxim. Iată așa,